frumoase exemplare de vaci de lapte din rasa bălțată românească au defilat în ringul celei de-a doua ediții a Zilei Naționale a Bălțatei. Evenimentul a avut loc la Târgu Mureș și a fost organizat de către Federația Națională a Crescătorilor de Bovine din România și de Semtest BVN Târgu Mureș. Un prilej ca peste 3.000 de crescători din toată țara, lideri de organizații și reprezentanții ai autorităților statului să intre în dialog pe temele fierbinți cu care se confruntă la acest moment sectorul de creștere al taurinelor. Alături de fermierii din România s-au aflat și doi reprezentanți de seamă ai celor mai puternice organizații de bălțată, Asociația din Germania și cea care reprezintă interesele crescătorilor de bălțată la nivel european. Din partea acestei ultime structuri a venit și o propunere care recunoaște eforturile crescătorilor din România, propunere ce a fost primită cu entuziasm și care s-a concretizat prin semnarea unui protocol în cadrul Congresului Internațional al Bălțatei. Cea mai mare surpriză a noastră a fost făcută de către domnul secretar general George Romoser, care pentru prima dată ne-a lansat invitația oficială fermierilor crescători de bălțată din România, ca în septembrie la Paris, când va avea loc adunarea generală a tuturor membrilor în Organizația Europeană de Bălțată, unde sunt 12 state deja afiliate, ca România să participe pentru a putea fi primită în marea familie a bălțatei la nivel european, unde sperăm să punem pentru următoarea ediție a Congresului să avem pus acolo și tricolorul României alături de celelalte mari state europene care au înțeles că doar împreună, pe o bază de date unică, pe o evaluare după criterii unice, se poate face selecție și ameliorare pentru această rasă. Este marea onoare și provocarea noastră a fermierilor din România faptul că, uitați, ieri am semnat acest protocol extraordinar de important pentru noi, care ne și angajează, ne și obligă și ne dă șansa pentru prima dată să fim în marea familie a crescătorilor de bălțată din Europa. Afară de discuțiile importante pentru soarta zootehniei românești, vedetele Zilei Naționale a Bălțatei au fost cele mai frumoase exemplare de vaci de lapte din România. Acestea au fost prezentate în ring și jurizate de un grup de specialiști coordonați de Lelior Iacob, directorul Agenției Naționale pentru Zootehnie. Prin astfel de expoziții și prin astfel de clasamente, până la urmă să dă tonul pentru crescători, pentru fermieri, ei, începând de azi, trebuie să mai cunoască încă un lucru, și anume ce urmărește Comisia de Bonitare, astfel încât la anul să fie aici, să vină aici cu animale și mai bune și mai performante. Să știți că partea de exterior, ce înseamnă expunerea și reprezentarea fenotipică, are strictă legătură și cu potențialul de producție a animalului, deși ceea ce se decide aici nu este în defavoarea fermierului, adică direcția de selecție îl va ajuta în continuare pe fermier ca să aibă un animal și mai eficient și mai bun. Și dați-mi voie să spun câteva lucruri care se urmăresc. În primul rând, cel mai important la un animal, se începe întotdeauna cu ugerul, pentru că este motorul care pune în mișcare tot ce înseamnă economia fermei. Ugerul este partea cea mai importantă pentru animal. De aceea ați văzut că acel animal frumos la multipare a ajuns pe mențiune, pentru că Comisia de Bonitare știe foarte bine, un animal care are un uger frumos, asta înseamnă pentru acest animal extindere anterioară, posterioară foarte bună, înseamnă un uger buretos. Gândiți-vă că acest uger trebuie să susțină 25-30 de litri, da, de lapte pe zi. Trebuie să aibă o bandă centrală funcțională, pentru că acest lucru este legat pe de o parte de sănătatea ugerului și pe partea cealaltă de riscul de îmbolnăvire, riscul de mamite. Cu cât ugerul este mai lăsat, cu atât riscul de apariția mamitelor este mai mare, pentru că ajunge în alte zone unde mai puțin igienice, mai puțin curate,
riscul de lovire, de strivire este mult mai mare, greutate la mulți și de aici toate celelalte aspecte. Pe lângă Uger, să știți, și tot legat de Uger, este și o parte foarte importantă, partea legată de mameloane, care noi de fiecare dată am avut grijă să fie o selecție cât mai bună, pentru că față de acum 4-5 generații, sau poate mai bine, aduceți-vă aminte că acum 20-25 de ani încă multe varsă mulgeau încă cu mâna. Ca și copil îmi aduc aminte că aveam acasă gospodărie, când trebuia să strângi acel mamelon, aveai într-adevăr transpirații pe față. Iată, s-a făcut o selecție destul de bună, astfel încât aceste animale să fie ușor mulse mecanic. Și să știți că e foarte important, pentru că este legat strict de viteza de cedare a laptelui. Dacă nu reușești în timp util să obții tot laptele de la animal, acel animal va reține la un moment dat laptele și asta înseamnă deja pierdere în producție. Deci primul și cel mai important lucru, atenție stimați și dragi crescători, să fie pentru dumneavoastră atunci când luați decizie în selecție, în ameliorare, uitați-vă în primul rând la Uger. Sigur că producția de lapte este strict legată de Uger, doar că asta vine pe parte genotipică și nu pe parte fenotipică, dar din punct de vedere a nivelului de producție, să știți că nu trebuie să ne facem griji, pentru că nivelul de genetică la care s-a ajuns la ora actuală, discutăm de minim 7500-8000 de litri de lapte, de aici mergem în sus, în funcție de potențialul pe care îl are fermierul, în furajare, în întreținere și în management, el trebuie să aleagă cu grijă genetica care îi se potrivește cel mai bine. Al doilea aspect foarte important pe care Comisia de Bonitare de asemenea îl are în vedere, îl reprezintă fundamentul. Ce înseamnă fundamentul pentru o vacă? Înseamnă, pe de o parte, picioarele, poziția picioarelor, pentru că tot ce este legat de fundament va fi legat până la urmă de durata de exploatare acestui animal. Dacă sunt rase specializate la care durata în exploatație a ajuns la 1,52 lactații, această rasă nu ne-o dorim sub această formă. Avem cu totul alte principii de întreținere și furajare și producție pentru ea. Ne dorim un 5-7 lactații ca și medie și să știți că sunt exemplare din Bălțată care ajung în vârf de lactație și după 7-8 lactații. Am văzut chiar la 10 lactații, 11 lactații. Așa că un sfat pentru crescători, când aveți un animal performant cu valoare genetică foarte bună și îl și puteți exprima în potențial productiv, încercați să-l duceți până la vârf, 5-7-8 lactații, pentru că cu siguranță eficiența până la urmă va fi mai bună decât dacă rotiți foarte rapid tot ce înseamnă animale viitoare în fermă. Cu un public fidel de fermieri care iubesc rasa bălțată, evenimentul de la Târgu Mureș și-a câștigat deja locul între cele mai importante reuniuni din agricultura românească. Implicarea organizatorilor și nivelul ridicat al animalelor prezentate fac ca Ziua Națională a Bălțatei să fie un moment de referință, nu doar pentru zootehnia românească, ci și pentru cea europeană.